Lumea crede că stil de viață sănătos e ceva anormal. Eu zic că asta este normalul. Adică normalul să trăim sănătos. Anormal să nu trăim sănătos. Pentru că cine ne-a făcut, că e Dumnezeu, că e Allah, fiecare în ce crede, ne-a făcut să avem un anumit ritm de a mânca la timp și a dormi la timp și să nu ne îngrășăm, să lucrăm, să facem efort fizic. Asta este normalitatea. Cu emanciparea vieții au început să apară și alte dulciuri, alcool, și pot să apară problemele. Cu atât mai mult, cu stilul de viață sedentar, trebuie să fii mult mai atenți, pentru că prețurile mai încolo pot fi foarte, foarte mari. În ceea ce privește bolile, vorbesc. Starea de boală trebuie prevenită în primul rând și ca să previi să te îmbolnăvești, trebuie să trăiești sănătos. E foarte simplu. Micul dejun este esențial pentru o viață sănătoasă. Mai mult decât atât, ne mâncând la timp și încep să ai tâmbură de tranzit, constipație și așa mai departe. Și după aceea mănânci pe sărit, cum am zis. Ajungi la ora 10, 11, 12, 12 și încep să ți este foarte foame și mănânci orice pică sub mâna ta. În loc să mănânci dimineața înainte să pleci, apoi la ora 10, 11, mănânci un fruct. Toată lumea poate să mănânci un fruct oriunde este, că e la servici, că în mașina, nu contează, un fruct poți să-l mănânci. La prânz trebuie să aibă o pauză de masă, în toată lumea, drept de, prin codul muncii, de altfel. Trebuie să ai o pauză de masă. La 4-5 iarăși un fruct și seara ceva ușor. Și atunci o să ai și tranzit intestinal normal, dacă ai și efort fizic, faci mișcare, o să ai greutate normală și ai confort. Pentru că starea de bine dă un confort. Pe când dacă ești obez, și nu apar toate bolile posibile din ești. De la diabet până la articulații, intră și hipertensiune și boala de ficat, și nu intră acolo. Toate bolile posibile sunt din cauza obezității. Adică vine unul cu, la mine foarte mulți oameni cu steatoză hepatică. Ce înseamnă steatoză? Înseamnă încărcare grasă a ficatului. Și care de la steatoză trece la steatohepatită. Adică afectarea deja a ficatului începe să fie bolnav. Și steatohepatită duce la sciroză cu timpul, dacă nu te oprești. Hello, ce faci când ți-e foame? Uite, mănânci un măr, da? Ne înțelegem? Suntem în fața patiseriei și mâncăm un măr. Nu există o boală unde stilul de viață nu poate să o afecteze în bine sau în rău. Nimeni nu spune să nu mănânci din când în când o prăjitură. Nimeni nu se supără dacă bei un pahar din când în când, dar când este abuz, atunci apar probleme. Când vezi că e proporții, începi să devii gras, nu-ți încapă hainele. Să mănânci nesănătos e mult mai greu, e mult mai costisitor și mult mai anormal până la urmă. În Statele Unite deja este o problemă națională. Dar nu trebuie să ajungem ca în Statele Unite 40-45% să aibă obezitate morbidă când să ne trezim. Trebuie să ne trezim de acum. Că nu este normal în 30 de ani România să ajungă de la 27 locul după Revoluție numărul grașilor la locul 3. Este dezastru. Deci acceptăm toate reclamele care sunt pentru produse nocive, toate fast food-urile așa. Și după aceea spun, consumul exagerat, așa, un mesaj vede de capul nostru, de nu știu ce, dăunează grav sănătății. Pe asta este problema. Eu cred că trebuie să fie, să ne trezim cu toții, că problema nu e așa. Că să tratezi un bolnav cu diabet, cu hipertensiune, cu hipercolesterolemie, cu accidentele vasculare, de te costă de te rupe. Mult mai ieftin să previi decât să tratezi. Se știe, de când se știe lumea. Nu am creat eu treaba asta. Așa, este 8 dimineața și ne pregătim de micul dejun. Niciodată nu plec de acasă fără să mănânc micul dejun. Un om gras, cu cât crește masa corporală, cu atât crește rezistența la insulină. Insulina multă în sânge crește pofta de mâncare. Deci, celula are senzația de foame, deci mănâncă și mai mult. Se îngrașă mai mult, iarăși mănâncă și un cerc vicios. Deci diabetul se ameliorează.
Hipertensiunea se ameliorează, articulațiile se ameliorează, apnee în somn. Ce nu se ameliorează dacă ești, ai greutate aproape normal? Doar dietă și ai rezolvat. Întotdeauna binecuvintez masa cu lumină și iubire și mă apuc să mănânc. Deci dacă te gândești la oamenii dragi, că ai 100 de motive să trăiești normal, găsești 100 de motive și asta e motivația de fapt. Din când în când să ne uităm în oglindă, oare fac bine ce fac? Sigur, toți avem vicii. Cea mai dură luptă e cu tine. Ne pregătim să ieșim în oraș când suntem invitați și ne ducem la un festin. Mâncăm ceva acasă, ușor, așa, lejer, ca să nu te ducem pe stomacelul gol. Și să nu ne figem în cele mai bune bucate de acolo. Poftă bună! Copilul când vede că tu nu fumezi, că tu nu ești alcoolic, tu ești sănătos, trăiești sănătos, are șanse mult, mult mai ușor să adopte și el un stil de viață sănătos. Am revenit de la antrenament și acum o să vă arăt cam ce mănânc eu când sunt acasă. Avem hummus, avem bacon, avem ouă, avem castraveți murați și, în ultimul rând, cașcaval. Toate bogate în proteine și în grăsimi și într-un profil destul de mare de aminoacizi. Ne sculam dimineața, masa era pusă. Mama punea 5 rânduri de dizive la 11 copii. Unii erau mai mari, plecau primii, apoi veneau, deci punea masa. Dar masa sănătoasă dimineața. Totul e produs propriu, totul era... Când veneam de la școală, la fel, la prânz, mâncarea e gata, gătită, seara la fel. Mama gătea de două ori pe zi, vă dați seama. Acum nu se poate așa ceva, e imposibil, dar se pot găsi soluții. Nu trebuie să te uiți să ai, trebuie să faci și tu să participi. Cu cât femeia și bărbatul într-o casă, într-un cuplu, se ajută. Uite, tu ești ocupată, dar te ajut, mai tai, eu tai pâinea, tu faci. Așa-i normal, nu? Și așa are farmec mai frumos. Dar amândoi puteți găsi un program să faceți din viața dumneavoastră mult mai ușor sănătoasă decât dacă ești singur. Ai motivație, celălalt face la fel, te motivează și tu îl motivezi și așa mai departe. Dede, ești pregătită? Pentru analize de sânge niciodată. N-am ce să fac. O avem aici pe doamna asistentă, pregătită să îmi tortureze un pic colega. 69, dar cu toate hainele astea, cred că bat spre 68, minus 4 kg. Superb, felicitări! Cum ești în dimineața asta? Foarte bine! Da? Cum ți-a fost luna asta? A fost o provocare pentru mine. Am luat-o foarte personal. Am fost foarte încântată de acest grup care m-a susținut foarte tare, m-a motivat. Am cunoscut oameni deosebit de interesanți și consider că nu mă opresc aici. A fost greu să ții dieta asta cu ore fixe? Să mănânci la ore fixe? Am mâncat la ore fixe, aproximativ acum. E o provocare, îți dai seama că nu ești acasă tot timpul să gătești, să faci.